Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Luna aceasta, încă mai ai de-a face cu energiile dizarmonice pe care le emană Capricornul și Berbecul, într-o atmosferă atât de proaspătă și solicitantă, vei avea impresia că norocul nu este de partea ta, vei experimenta presiune din partea mediului tău profesional. Pentru a-ți atinge obiectivele, va trebui să faci un efort mai mare. Poate exista sentimentul că ești deplasată sau că cineva vrea să-ți ia locul. Pentru a face față acestui lucru, poți conta pe energiile din zodia peștilor. Ele te vor ajuta să eviți prea multă tensiune și îți vor oferi o consolare plăcută. În jurul datei de 20 februarie, luna nouă care apare în pești te va inspira să implementezi o idee genială. Dragoste, până pe 20 februarie, în timp ce Venus este în pești, te scalze în razele fericirii. Formarea sau întărirea legăturilor și tandureței te fac să crezi că totul merge bine. Pe de altă parte, dacă vrei să păstrezi această atmosferă idilică, atunci din 21 februarie va trebui să-ți moderezi dependența emoțională. Venus va străbate în această perioadă casa a horoscopului tău personal care este responsabilă de studii și de călătorii. În prima jumătate a lunii, reprezentanții singurii zodiei pot pleca într-o excursie sau o deplasare, iar acolo își vor face o nouă cunoștință. Sau poți avea o aventură cu un străin, o persoană de altă rasă sau religie. De asemenea, racii care au o familie se pot confrunta cu un fel de ispită. În ultima decada a lunii februarie, Venus se va afla în casa 10-a horoscopului personal al racului, sectorul carierei și realizărilor. Reprezentanții singurii zodii își pot întâlni sufletul pereche la locul de muncă. Totuși, acest lucru se va întâmpla spre sfârșitul lunii. Cu toate acestea, tranzitul lui Venus prin casa 10-a horoscopului poate indica și un partener mai în vârstă, mai înțelept sau care ocupă o poziție socială mai înaltă, ceea ce îți va permite să te ridici încă un nivel. Sfat, pentru a trei luni februarie într-o stare de confort, nu încerca să rezolvi problemele altora. Stai departe și totul va fi bine. Sănătatea. Pe tot parcursul lunii februarie, Marteș va continua călătoria prin casa a 12-a horoscopului tău personal, sectorul fricilor, al dușmanilor secret și al restricțiilor. Aceasta este o poziție dificilă pentru planetă. Acum racii vor fi atenți și vigilenți, este puțin probabil să se angajeze în orice fel de activitate fizică activă, și pe bună dreptate, această poziție a lui Marte poate amenința cu răni de o natură foarte diferită. Totuși, horoscopul racului din februarie ți recomandă să faci exerciții simple de gimnastică sau să descoperi practice de respirație orientale. Cea mai bună odihnă este singurătatea și meditația. Banii. Până pe 11 februarie, Mercur va rămâne alături de raci în casa 7, -a, sectorul căsătoriei și al prieteniei. Aceste lucruri te va ajuta să-ți intensifici comunicarea, chiar și cu acei oameni cu care nu te-ai mai văzut de mult sau aproape că ai uitat de existența lor. Apoi Mercur se va muta în casa 8, -a, sectorul banilor altora al situațiilor extreme și al moștenirii. După 11 februarie, racii se pot ocupa de probleme legate de moștenire, fiscalitate, asigurări, depozite bancare. Banii împrumutați pe care îi investești în afacerea ta vor ajuta la dezvoltarea acestei în continuare și, ulterior, vor aduce profituri bune. Racul în februarie poate începe să fie interesată de problemele ezoterice, astrologie, în special, contactele cu viața de apoi, unele chestiuni legate de finanțele comune, plata impozitelor sau primirea unei moșteniri îți pot cauza îngrijorare. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!